Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a negat vehement existența unei crize alimentare în viitorul apropiat. Oficialul de la agricultură a mai precizat că nici raționalizarea alimentelor nu este luată în calcul de actualul executiv, așa cum s-a întâmplat la un lanț de supermarketuri din Ungaria. În România și în Europa în general, la nivelul de producții pe care noi le avem, este exclus să apară o criză alimentară. Legat de ceea ce s-a vehiculat în spațiu public, eu vă spun un singur lucru, că alimentele nu vor fi raționalizate. Nu s-a luat niciodată în calcul raționalizarea alimentelor, o să ajungem ca pe vremurile dinainte să luăm alimente pe cartelă. Sunt fer convins că ministrul știe că e vorba de o secetă endemică în momentul de față, pe jumătate de Moldova și pe toată partea de sud. Și cred că tot dumnealui știe că producția, când vine vorba de cereale, va fi astăzi, sau nu astăzi, anul ăsta, extrem de diminuată. Și atunci crezi că raționalizarea va fi inevitabilă, într-o oarecare măsură? Cred că e mai nuanțat răspunsul pe care poate să-l dea un ministru în condițiile de față. Pe de altă